despre acest subiect cu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24, alături de mine în platou. Bine ai venit, Florin! Bună ziua! O săptămână de când avem guvern plin și deja încep atacurile. Și amenințările, și avertismentele. Am văzut declarațiile liderului PNL, Florin Câțu, aseară la noi la Digi24. Am văzut și reacția lui Marcel Ciolacu. Ce se întâmplă? Spre deosebire de Marcel Ciolacu, eu l-am urmărit aseară pe Florin Câțu. E drept că pe fragmente. Pentru că în permanență am avut sentimentul ăla de bizar, pe care reușește să mi-l transmită domnul Câțu de fiecare dată când deschide gura. Și m-am gândit că, din pricina acestui om, țara asta a stat blocată aproape 3 luni de zile. A fost o guvernare, o guvernare gripată, pentru că prima dată a trebuit să fie pus la partid șef, pe urmă a trebuit să fie ținut în funcția de premier și în cele din urmă, când l-au scos cu descarcerarea de acolo de la Palatul Victoria, domnul Câțu a devenit în sfârșit irelevant politic, pentru că asta este funcția sa în momentul ăsta, este într-o poziție de asta onorifică, șef al Senatului, deși este numită a doua poziție în stat, nu are o importanță politică, iar la partid mi se pare că este din ce în ce mai izolat domnul Câțu. Ca dovadă, Marcel Ciolacu, adevăratul șef al guvernului în momentul ăsta, ne-a transmis printre rânduri că nu are ce discuta cu Florin Câțu, pentru că dacă vrea să negocieze, negociază cu șeful, la Cotroceni, cel care i-a adus pe PSD la guvernare. Prin urmare, îi urez succes, spune domnul Ciolacu, domnului Câțu. Dar uite, mă uitam la amenințarea pe care noi o titrăm pe burtiere. Câțu amenință că rupe coaliția. Nu, n-a zis așa. A zis, dacă pesediștii nu vor face reforme, deci dacă pesediștii nu vor face reforme, ce va face domnul Câțu? Se va duce, domnule, la partid. Și acolo, la Par Național Liberal, da? La Par Național Liberal, vom avea o discuție. Deci în momentul ăla, cred că pesediștii s-au ascuns în păduri, speriați că va avea domnul Câțu o discuție la Par Național Liberal. Cum stăteau ieri la bancomat să scoată banii de PNRR, au fugit ca potârnichile pentru că i-a amenințat Câțu că va avea o discuție în partid. Eu cred că dacă vor mai avea liberali încă o discuție în partid, în genul celor pe care le-au avut în ultima lună, nu va mai exista în curând Par Național Liberal. Știi? Și apropo de PNRR, cam PNRR-ul a fost mărul discordiei, să spunem așa. Am văzut Florin Câțu spunând că nu vrea ca acest program să fie modificat, optimizat în vreun fel, așa cum a spus Marcel Ciolacu. De cealaltă parte, liderul social-democrat spunea că ar mai putea îmbunătăți puțin acest program. PNRR-ul este mărul discordiei, dar este și factorul de coeziune. Dacă nu existau miliardele astea de la Uniunea Europeană, PSD-ul ar fi stat în opoziție. Mirosul înnebunitor al banilor i-a făcut pe PSD-iști ca în unanimitate să dorească să vină să cheltuiască banii din PNRR. Ce altceva? Deci vor sta împreună, uniți în același ideal, ăsta este proiectul de țară. Miliardele de la Uniunea Europeană. Da? Când au intrat ieri banii în conturi, 1,9 miliarde de euro, păi s-au auzit salve de tun de la Cotroceni. S-a pus covorul roșu. Toată lumea a dus mâna la pept, la chipiu, generalii. Toată lumea a alergat spre bancomate. S-a prezentat triumfalist la televizor. Au intrat banii europeni. E, cât timp vor fi banii europeni și obiectivul ăsta comun? Probabil că această coaliție va rezista. Dar cred că mai devreme sau mai târziu tot de la bani se vor lua. Nu de la reforme. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Florin Negruțiu, pentru prezența în platou și pentru această discuție.